E foarte important că acolo unde voi citi numele acestei fetițe, se răspunde cu toții cu amin, adică așa să fie. Pentru că cel care dă binecuvântarea este Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le. Așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Adela Lorena, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Adela Lorena, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Adela Lorena, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu, zice Domnul, îi voi binecuvânta. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru care locuiești în cer, în numele Domnului nostru Iisus Hristos venim înaintea ta și îți mulțumim din toată inima că Tu ești Dumnezeu Creator. Tu ești Dumnezeu care dai viața. Tu ești Dumnezeu care ai scris numele acestei fetițe în planul Tău. Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai dăruit-o în această familie și te rog, Doamne, ca Tu să binecuvintezi familia Gaza. Doamne, te rog în mod deosebit pentru această odraslă, Doamne, cu numele Adela Lorena, binecuvintează-o. Numele ei să fie scris în cartea vieții Tale. Nu lăsa, Doamne, ca numele ei să fie șters din cartea vieții, ci întotdeauna, Doamne, să poată să te binecuvinteze pe Tine. Te rog, Doamne, ca Tu să o păzești de orice nenorocire, să o păzești de orice rău, să o păzești, Doamne, de orice accident, să o păzești de cursele vrăjmașului, să o păzești de drugurile răutrăse, Doamne. Te rog, Doamne, să o păzești, Doamne, de orice influență demonică, Doamne. Și te rog, Doamne, fă ca dragostea Ta să fie turnată în inima ei prin Duhul Tău cel Sfânt. Și întotdeauna, Doamne, ea să poată fi o fetiță binecuvântată de Tine. Te rog, Doamne, să o binecuvintezi, Doamne, din anii tinereții ei, Doamne. Te rog, copilăria ei să o binecuvintezi, să-i dai o creștere curată, Doamne. Să-i dai sănătate în trup, Doamne, și să-i dai o sănătate spirituală. Pentru că atunci când va fi mare și va ști să deosebească binele de rău, Doamne, fă ca inima ei să fie curată înaintea Ta și să se aleagă pe Tine ca Domn și Mântuitor al ei. Doamne, să aleagă calea care duce spre Tine și împărăția Ta, Doamne, și sub binecuvântarea Ta să te poată sluji ca o servă credincioasă. Doamne, fă ca ea să fie o binecuvântare în familia ei, Doamne. Să fie o binecuvântare pentru surorile ei, pentru părinții ei, pentru cei dragi, Doamne, și pentru toți cei care vor fi în jurul ei, să poată fi o binecuvântare și tot să poată recunoaște că Tu ești Dumnezeul ei și ești Mântuitorul ei, Doamne, și că ea este o fiică binecuvântată de Tine. Te rog, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, părinții ei. Doamne, mă rog, în mod deosebit, Doamne, pentru sora Gabriela, ca mamă, ca Tu să o binecuvintezi. Dacă în timpul suferințelor ei, Doamne, Te-a supărat prin gând, prin cuvânt, cu voie sau fără de voie, Te rog frumos, iartă-o în ziua de astăzi. Dacă în trupul ei a rămas vreo urmă de durere, Te rog, vindecă-o. Dă-i sănătate de plină, Doamne, și nu o să fie o mamă plină de bucuria pentru mijlocul familiei ei. Dă-i înțelepciune ca să-și poată crește odrazele în frigă și temere de Tine. Mă rog, Doamne, și pentru fratele Costel să-L binecuvinteze cu putere, cu putere de muncă, Doamne, cu înțelepciune, Doamne, să-i dai putere să poată câștiga cele necesare pentru familia lui. Doamne, făcă ca mara lor să fie binecuvântată. Să nu ducă lipsă de niciun bine, ci întotdeauna, Doamne, să te poată recunoaște că Tu ești Dumnezeu care binecuvintezi, să vă dați să fie numele Tău. Doamne, binecuvintează întreaga adunare. Amin. Binecuvintează bunicilor, o Doamne. Amin. Te rog, Tată iubito, Doamne, să le dai bucurie de plină. Amin. Mă rog, Doamne, și pentru străbunici, o Doamne, să-i binecuvintează. Amin. Binecuvintează întreaga biserică. Amin. Mă rog, pentru toți copiii bisericii să-i binecuvintează. Toți părinții să fie binecuvântați. Toți împreună. Cu copiii pe care ne-ai dăruit în ziua aceea să putem să ne prezentăm înaintea Ta și să spunem, iată-ne noi și copiii pe care Tu ne-ai dăruit. Ajută-ne să ne prezentăm.
de mâna și în brațul tău această odrasă. Aleluia. Încredință de mâna și în brațul tău această familie și ne încredințăm pe noi înșine în mâna și în brațul tău. Și îți mulțumim că vei fi cu noi în veci de veci. Amin. Amin. Cameriere, am dorit ca fratele Jurș să facă o rugăciune de mulțumire înaintea Domnului și mama fratelui Costică. Domnul să-i binecuvânteze.